responsabilii de la drumurile naționale, secțiunea Gorj, au decis să prelungească puțin această restricție până la data de 15 noiembrie. După această dată, defileul va fi deschis în fiecare zi, iar muncitorii vor executa doar lucrările care se pot face pe timp de iarnă. Instituirea restricției pentru 3 zile, timp în care muncitorii să-și facă treaba cât mai bine, s-a dovedit un lucru benefic, cred reprezentanții drumurilor naționale. În prezent, firma care a câștigat licitația pentru acest tronson trage tare pentru a mai apuca să facă ceva înainte de a veni frigul. Și așa situația este întârziată. În sensul că graficul de lucrări întocmit nu a fost respectat din mai multe cauze. Ce ne interesează pe noi pe toți? Să stăm vreo 5-6 ani pe defilou când se face drumul sau ne interesează să-l terminăm într-un timp cât mai scurt, atât cât este prevăzut în contract? Din aceste motive, vă rog să înțelegeți, este nevoie să lucrăm încă 2 săptămâni sub rezerva că după cele 2 săptămâni, deci după 15, în funcție de condițiile meteorologice, se va lucra pe defileu, dar nu în drum. Am suportat o vară întreagă aceste condiții de trafic. Haideți, vă rog, să mai suportăm în continuare 2 săptămâni. Din data de 2 iulie anul curent, defileul Jiului a fost închis în zilele de marți, miercuri și joi pentru lucrări de reabilitare în totalitate. Iar după ce responsabilii de proiect vor decide sistarea construcției până la primăvară, restricția se va ridica.